după ce procurorii l-au pus sub urmărire penală pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în dosarul turcen rovinari, fapte pe care le-ar fi săvârșit în perioada în care era avocat, premierul Victor Ponta anunță că nu are de gând să demisioneze. Liderul PSD spune că nu demisionează și că nici nu intenționează să se lupte cu justiția, dar că va contesta ordonanța procurorului, la procurorul ierarhic superior și la judecător și își va pleda nevinovăția în dosarul Șova. Liderul PSD, premierul Victor Ponta, a anunțat că nu demisionează și că nu intenționează să se lupte cu justiția, dar că va contesta ordonanța procurorului la procurorul ierarhic superior și la judecător și își va pleda în nevinovăția în dosarul Șova, apreciind și că procurorii au reacționat la evenimente politice. Ordonanța emisă intempestiv împotriva sa, având legătură directă cu emoția produsă în opinia publică de cazul Rarinca, cu poziția Asociației Judecătorilor, cu propunerile de modificare a codului penal din Parlament și cu respingerea de către Senat a arestării preventive a lui Dan Șova. Am spus și cred în continuare că un ministru, prim-ministru care își folosește de funcția pentru a încălca legea, pentru a obține avantaje, evident că nu poate să continue. Din ceea ce sunt acuzat, e clar că în 2007-2008 nici măcar Șova nu putea să știe că în 2012 o să ajung prim-ministru, cu atât mai puțin eu nu știam. Nu știu dacă era vreun prezicător atunci. Deci nu e vorba despre așa ceva, a spus Ponta într-o declarație de presă susținută ieri după întâlnirea liderilor coaliției. Victor Ponta a susținut că guvernul poate fi schimbat doar de către Parlament, eventual la dezbaterea săptămâna aceasta a moțiunii de cenzură depusă vineri de PNL sau prin alegeri de către cetățeni, dar nu și la solicitarea unui procuror al DNA, deoarece altfel se poate vorbi de o lovitură de stat. Prim-ministrul a precizat că azi sau mâine se va prezenta în fața procurorului pentru a-și susține cu date nevinovăția. Premierul Victor Ponta este urmărit penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în dosarul Turceni-Rovinari, fapte pe care le ar fi săvârșit în perioada în care era avocat. De asemenea, DNA cere Camerei Deputaților avizarea urmăririi penale pe numele premierului și pentru conflict de interese.